Pentru verificare procesul de caz în dacă este observat, dacă este ceva. Să punem la vot. Cine este pentru? Dăm cuvântul lui domnul primar să ne prezinte ordinea. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 208 din 12-12-2019 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Vârstănești, județul Bacău, în data de 17 decembrie 2019, orele 16, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de salarizare aferente utilizatorilor casnici și non-casnici, pentru anul 2020. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale aplicabile în anul 2020. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Vârstănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării serviciului voluntar pentru situații de urgență a Comunei Vârstănești în serviciu voluntar de tip B1. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vârstănești, județul Bacău, pentru anul 2020. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru strategia anuală de achiziții publice și a programului de achiziții publice și investiții pentru anul 2020. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului de salarizare a județului Bacău. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unei subvenții din bugetul local pentru finanțarea serviciului public de salarizare. Punctul numărul 9. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunii și vor fi aduse la consultă publică prin afișare. Mulțumesc! Punem la vot. Cine este pentru? Nu, la proiectul de hotărâre se completează sau se scot proiecte? Nu punem discuție. Se completează sau se scot proiecte? Acum punem la vot. Punem la vot. Punem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de evoluție a taxei speciale de salarizare actualizat pentru proiectul schem integrat de management al deșeurilor solide de Bacău și a cuantum taxei speciale de salarizare pentru anul 2020. Primarul Comunei Vârstănești propune articolul numărul 1. Se aprobă planul anual de evoluție al taxei speciale de salarizare actualizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide de Bacău prevăzut în anexa care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2020. Articolul 3. Se împuternicește domnul Botezatu Gelu, primarul comunei de sub Bacău, având calitate de reprezentant al Comunei Vârstănești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 în prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației. Articolul 4. Se aprobă taxa specială de salubrizare pentru anul 2020 în cuantum de 7,54 de lei persoană pe lună pentru utilizatorii casnici și în cuantum de 15,94 de lei persoană pe lună pentru utilizatorii non-casnici. Se aprobă subvenționarea taxei speciale de salubrizare aferente anul 2020 pentru utilizatorii casnici aprobată la articolul 1 al prezentului articol din bugetul local al Comunei Vârstănești în cuantum de 1,80 de bani pe persoană pe lună. Articolul 5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei nominalizate la articolul 4, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc! Dacă sunt discuții, la punctul 1. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind
aprobarea impozitului și taxe locale, precum și a taxe speciale aplicabile pentru anul 2020. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă impozitul și taxe locale, precum și taxe speciale aplicabile pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrată în prezentul proiect de hotărâre, așa cum a fost indexată cu rata inflației de 4,6%, aferind anul 2018, aplicabile în anul 2020, prin hotărârea Consiliului Local numărul 11, din 22.04.2019. Articolul 2. Orice alte dispoziții contrare, stabilite prin hotărârea Consiliului Local până la data adoptării prezente hotărâri își încetează efectele. Articolul 3. Hotărârea va fi comunicată prin adunare de prin aducerea în deplinire primarul Comunei Bârsănești, compartimentul buget, contabilitate, venituri al aparatului de specialitate și va fi transmisă instituție prefectului județului Bacău, iar aducerea la conștiință publică se va realiza prin afișare conform prevederilor legii prin grijă secretarului comune. Mulțumesc. Dacă se discuții la punctul 2. Eu nu știu, dar... Da, eu vreau să pun în discuție doar cuantumul impozitelor pe clădiri, pe, adică pe locuințe astea, clădiri rezidențiale, non-rezidențiale sau nerezidențiale. Ce am observat aici? La punctul 1, de exemplu. Din, stați așa, scrie în anexă, mi se pare, da, din anexa 1. La punctul 1 aici, calculul impozitului pe clădiri rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Văd aici că să totuși avem un, cum să zic eu, un barem de la 0,01% la 0,2%. Ca să nu fim mai concret așa, să ne raportăm la lei, nu la 100, să zicem așa, să dăm un exemplu. Ar fi de la 8 bani la 2 lei, să zicem așa, dacă ar fi să ne referim la o sumă în lei. Da. Aici se referă la, un procent, 100%, mă rog, care e stabilit aici în tabelul ăsta. Observ că s-a inițiat proiectul de către primării, Consiliul Local votează în cotă maximă de 0,2%. Eu, din punctul meu de vedere, aș spune că e prea ridicat acest procent. Și eu aș propune să mai fie redus. Nu știu dacă se mai poate reduce acum. Pentru că noi atunci în mai, și când a fost atunci în știu că am mai, discutat și atunci odată. Da, am discutat atunci chestia. Da, deci discutat. Atâta timp cât noi atunci am pus cu indicele de inflație, deci acum nu văd cum s-ar putea da înapoi. Da, mi-aduc aminte, doamna Gredadele, foarte bine și atunci și a spus așa. Și dumneavoastră și cu domnul Blor a spus într-un. Doamne, când o să fie buget, când o să fie discuția în decembrie, că atunci discutăm de taxe și impozite locale, să ridicați problema atunci, nu acum. Nu așa am discutat? Mi-aduc aminte perfect discuția. Da, dar stând așa și analizând, deci noi acum, practic, numai majorul nu facem nimic. Noi atunci ce am mers cu indiciul de inflație mai. Acum nu mai implăm la ea. Indiciul ăla de inflație trebuia pus la raportat la 2008 sau cu aplicare de 2008 sau 2018 cu aplicare de 2020. Mi-aduc aminte discuția. Așa, problema este alta. Noi, Consiliul Local, azi ne se pune în față toate aceste proiecte inițiate de, mă rog, de către primărie, de către domnul primar, că dumneavoastră este inițiatorul proiectului, și ne se pune aceste cote și apare Consiliul Local, aplică la procente pe populație, de nu se poate. Ceea ce noi încă n-am dezbătut această problemă la nivel local, să avem o ședință mai înainte din astea. Dar noi mergem cu azi, 2017-2018. Ca din cârca, scuzați-mi expresia, ca din cârca Consiliul Local, când majorează cu 0,2% plafon maxim la clădirile rezidențiale. La clădirile nerezidențiale, același lucru. La fel, același lucru și la clădirile nerezidențiale. Aici chipurile am văzut că ați fost un pic mai indulgenți. De la 0,2% până la 1,3% ne-ați lăsat cu 1,1%. A spus o sarcină a Consiliului Local. Dar toate chestiile astea nu s-au discutat cu noi înainte. Noi azi ne-am trezit cu acest proiect. Trebuie să dăm vot sau nu fiecare cum votează. Dar chestia asta nu s-a discutat cu noi. Și nu aveți comisii făcute pentru așa ceva? Cum? Aveți comisii făcute? Avem comisii, dar astea materialul ăsta trebuia să ajungă cu... sau trebuia să-l dezbatem anterior cu toți. Noastră. Păi știu, dar nu. M-ați cerut la discuție. Da, da, să nu-i problema noastră. Dar ținând cont de cum el a venit comună,
cum sunt clădirile și astea, să știți că nu sunt niște impozite, chiar dacă e la maxim acolo la rezidențiale. Da. Eu nu am nimic împotrivă. Sarcina și obligația consilierilor locale este să impună taxe și impozite locale. Este obligația noastră prin legii. Noi trebuie să facem lucrul ăsta. Sunt de acord. Dar mă gândesc. Eu cred, poate că și dumneavoastră, sau poate este nevoie la nivel de primării să funcționeze. Trebuie să bani. Sunt de acord și cu lucrul ăsta. Dar totuși, să mi-o luați de am o marjă de la minim la maxim, ei mi-o puneți în cârcă maxim. De ce? Și vin eu consilier local și la nivel de populație, trebuie să suportăm noi toate consecințele negative consilierii locali, pentru că, vezi, doamne, se pune pe masă și trebuie convins. Nu-i mare a colegilor mei, cred că nici n-au citit. Sunt pe convins. Nu știu, îmi cer scuze față de colegii mei dacă greșesc. Da, haideți, ne să punem față și hai să votăm. Fără să discutim prealabil cu noi, nimic. Nimic. Asta nu-i treaba noastră. Treaba noi am făcut o referat, dumneavoastră decideți. Aici. La persoane juridice la fel. La persoane, la persoane să înțeleagă toți colegii, să e vorba de agenți economici, alte, știu eu, societăți care au un scop lucrativ. Se cheamă persoană juridică. La ei la fel. Le tragem la maxim, așa, procent maxim. Nu-i corect. Dar nu fost. De ce? Că la juridice e ăla care v-am spus eu, procentul ăsta între... La noi aici așa privește mai mult agenții economici, cred că mai mult. Și noi am pus 1,1%. Agenții economici. Noi am dat maximul la juridice. Deci nici nu avem prea mulți. Și oricum toate ei sunt baza veniturilor. Am discut așa, punctul 4. Pentru... Vă citesc dacă vreți. Vă și citesc dacă doriți. Am marja, uitați, la aliniatul 1 de la punctul 4, am marja de la 0,08% impozitul la 0,2%. Am dat o explicație, dar nu e cu legi. Am dat o explicație ca să înțelegem noi. Așa. Consiliul Local Bârsănești aprobă cota de 0,2%. Maximum. Maximum. Domnul Miron, am avut o discuție mai așa. În timp, cum a spus doamna, mai. Vrem să facem ceva, trebuie să luăm și bani. În bani nu vin din altă. Domnule, dar de ce fi spate de Consiliul Local? Da, dar ia... De ce fi spate de Consiliul Local? Dumneavoastră, ia interesat cu dumneavoastră, pe ce spate și cum se procedează la Onești. La primăria Onești. Ei nu respectă regulata până în 2%. Primăria Onești a dus până la 8% opus. Mă interesează. Pe mine mă interesează cetățenii din comuna Bârsănești. Și au rămas și fără efectul la fel. S-au dus în 6%. Stai, plătim minimum avem. Cu ce să facem? Nu, de stați un pic. Măcar să dăm o explicație. Păi explicație este cu acești bani să facem ce să facem până la asta. N-a dat nimeni o explicație ca să, pentru cetățenii. Păi, doamne, suntem nevoiți sau măcar suntem strânși ca să dăm aceste procente. Nimeni n-a spus nimic. Domnul Miron, dacă v-ați amintit de ședința de anul trecut, chiar cu timpul ăsta, când am zis așa, mărim impozitele. Prin, prin primăvară. Sau prin primăvară, așa, și rămâne aia 10% reducere. Dacă nu, nu umblăm la impozite și dă reducerea jos de 10% și a lăsat la 5%. Și a spus de acord cu toți, a zis, hai să o facem și așa, și așa. Cu cât crește impozitul, cu atât avem celor 10% dăm jos. Doamne, trebuie făcut o balanță și un echilibru. Da, așa și cu balanțați. Sunt de acord cu lucrurile astea, că nu. Da, așa au rămas, ca să rămână 10% reducere. La sancțiuni, dăm și jos. Și nu o să mă mai uit, că cu asta închei. La sancțiuni, când mă uit, cel care nu depune declarațiile de impunere și nu știu ce Dumnezeu mai scrie acolo, băgăm procente până la 300%, 500%. Doamne, da, să gândește cineva când scrie. Și-a avut cineva așa? Să gândește cineva când scrie cifrele astea, să dai procente 500%, că nu mi-am depus eu... Domnule, nu, dar aia mai am fost din codul fiscal. Nu, domnule, nu le fixează Consiliul Local, e codul fiscal care e obligă, dar iau ceva. Și noi am luat exact chiar minimul, nici nu ne-am luat. Am făcut așa de codul fiscal. Că nu s-a dat nici la nici oameni. Aici Consiliul Local aprobă. Așa scrie în proiect. Știți câte amenzi a trebuit de la așa cu astea? Ascultați-mă, Consiliul Local aprobă. Da. E legea care a fost spală bine pe mâini. Băi, fraților, nu poți să implementezi codul fiscal fără aprobarea Consiliului Local. Dar hai să ne uităm câți am postat mai cu 500%. Aici merge așa, cum ai bun. Deci mai nu are ce căuta. Pur și simplu, nu e aici la strada. Nu să precizez lucrurile. Da, exact, bine. Mi se pare inechitabil la nivel de cetățenii comunii. Inechitabil. În loc să stimulăm activitatea economică, să stimulăm, și eu, alte direcții de astea de acțiune, noi căutăm tot timpul procente la maxim, așa. Eu sunt de acord, trebuie să funcționeze și primăria. Încunosc drepturile mele de consilier, trebuie să promovez, cum am spus,
Trebuie să colectăm taxe, impozite și tot ce presupune administrarea comunității administrativ-teritoriale. Bârsănești, recunosc lucrurile astea, sunt legal stabilite, dar tot. Hai că să ne clinăm, să gândim puțin, sunt oameni poate la bani, domnule. Nu realizează niciun venit, de unde vine omul să plătească? Domnul Miron, dar astea se calculează și în funcție din rangul localității și asta. Noi fiind, dacă am fi la rangul 1 sau așa, dar noi suntem rangul 4 și rangul 5. Deci duceți-vă, dacă se face un calcul la rangul 1, cum sunt ăștia, atunci se vede și impozitul. La noi, doamna Geta, și veniturile la noi în comună, la nivel de comună, nu cred că sunt foarte ridicate la un nivel de rang 1. Lumea ia mână, dar hai că sunt de aceea. De-aia avem rangul 4 și 5. Noi avem rangul 4 și 5. La o casă normală, unde 70-80 de metri pătrați cu un an de zile. Crede-o că iată tu un capăt de țară. Nu cred că e neapărat un capăt. Eu nu știu dacă sunt în toată comuna 500 de clădiri care să plătească impozitul peste 50 de lei. Nu știu dacă sunt. Am mai văzut o dată o prevenire. La clădiri. Pentru clădiri. La clădiri mă refer. Cum ai zis? Nu știu dacă sunt 500 de așa care să plătească mai mult. Peste 50 lei un impozit la clădire. De exemplu, eu mă încadrez la acolo, la peste. Câte case luxoase sunt în comun. Aia da, sunt. Păi da, au. Da, putem spune că nu mai s-a făcut evaluarea la casă. Păi da, Maricica, dar omul vine și casa o făcută poate din bolțar. El o declară că e din chepici. Eu nu pot să-i strâng casa omului ca să vedem dacă e din bolțar. Poate legile de bolțar. Alea sunt impozitate. Alea sunt în proiecte, sunt încadrate, nu avem treabă. Mai am o singură, nu știu, mă adresez dumneavoastră, poate sunteți mai în temă. Mai am o singură întrebare de pus. Tot aici în materialul pe care ne l-ați înaintat, apare la un moment dat niște reduceri. Scutiri, am formulat greșit. Pentru clădirile rezidențiale care au care nu s-au mai făcut lucrări pe o perioadă de timp, nu rețin acum, am cer scuze, perioada de timp. Spuneți că faceți o scutire sau o reducere 50-30, aveți quantum acolo. Da, ăla în funcție să, de... Să practic absolut, acest... Absolut, că se ia în funcție de... Atâta vreau să spun, dacă se practic... Dacă clădirea e mai veche de 30 de ani, e o... Da, așa, o de... O reducere... Da, de... Da, de... Da, de... Asta vreau să întreb. Să practic la nivelul nostru... Dar să ia automat din... Domnule, astea sunt toate prinse în programul care de la Scobis, care efectuează... Se face automat asta. Deci el în funcție de cât îi bage anul vechimii, tot... Acolo scade sau crește. Și cu 30%, chiar azi cum sunt impozitele atât de mari, pentru că noi avem pasă... Voi stai să vedem, ia să trebuie. Programul face automat. Noi că l-a făcut verificarea în teren acum 2 ani, la toată comuna, mai rămas Bursănești să o facem. La fel, am schimbat baza dată, din declarația omului. Când ai făcut clădirea? Nu de 6. El a declarat să din 7-7. Ei, când ai dat în 96 înapoi, normal că el se schimbă impozitul și a venit diferențe. Am găsit care nu avea clădirea declarată. I-am băgat un impozit cu 5 ani în urmă, așa spune codul fiscal, și normal că a ieșit diferențe de bani și am cerut banii. Și au venit cu banii oamenii, că zice, băi, n-am declarat. Dar cum o declarator el? Când din bolțar sau din cărămidă sau din lup? E treaba lui. Eu nu pot să-i ciocăresc casa omului. Bine, când vin acum care vin cu contracte, cu acte de vânzare, cu actul de conducere... Bine, ca de asta și acum nu mai poți să minți. La modul general, cade pe umărul oamenilor, cade jugul, cum se spune, și trebuie să tot plătim în continuu. Știți, niște chestii și facilități zero. Stai situația. Dacă mai sunt discuții... Nu mai, nu am încheiat și eu. Bonificația astea rămân? Ce faci? Bonificația? Singurile care sunt în avantajul nostru sunt bonificațiile alea care au venit în avantajul Consiliului Local. Vezi, doamne, că a pus și Consiliul Local cotă maximă la bonificații de 10%. Păi dacă a fost mărirea de impozit, nu a rămas cotă maximă la impozit. Atunci am avut de ales. Da, vreau să mai propun o chestie. Mi-am să amintesc. Da, îmi cer scuze că am intervenit. Mai am să o chestie. Aș dori, dacă se poate, să o stabilim la nivelul de Consiliul Local, perioadele de plata impozitelor. Am văzut prima perioadă, este ok până la 31 martie. Aș dori ca a doua perioadă să prelungească până la maximul special, cum se spune, până la maximul perioadei. Care este numai maximul de perioadă? 30 septembrie. Ale maximul de perioadă, da. Deci nu se poate prelungi. Nu octombrie, noiembrie. De ce? Plătești pe jumate. Dar crești majorări.
Nu este în regulă, că totuși anul nu mi se încheie nici anul fiscal, nici bugetar, nici dacă bugeț, nu mi se încheie la 30 de ani. Dacă ar face lui codul fiscal, ce bine ar fi, dar dacă el dă așa, să face. Și el se plătește în două tranșe, dacă plătești până pe 31 martie, plătești jumătate și la 30 septembrie... Tocmai de asta dacă plătești la 30 septembrie, după să percepi majorată la situație. Legal, dacă se poate prelungi acea perioadă, a doua etapă de plată, să se meargă până la majorări. Asta e maximul? Da, atât. Da, maximul, nu știu, n-am studiat. 31 martie. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării cele școlare la nivelul administrativ administrativ-teritoriale Vârstănești de Subacu pentru anul 2020-2021. Primarul Comunei Vârstănești propune se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul unității administrativ-teritoriale Vârstănești de Subacu pentru anul școlar 2020-2021, conform anexei numărul 1 a prezenta hotărârii. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a OAT Vârstănești în strânsă colaborare cu conducerea școlii gimnaziale numărul 1 Bacău. Articolul 3. Prezenta se va comunica primarul Comunei Vârstănești, Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Vârstănești, de Bacău, Inspectoratul Școlar al județului Bacău, precum și instituție prefectul de Bacău, prin grijă secretarul comunei și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale. Mulțumesc. Dacă sunt discuții? Deci rămâne și pe altele, dar rămâne și pe ambele. Zile mai merg chiar rămâne, da? Mai rămâne pe anul școlar 2020-2021. Da, încă una știu acum, oricum se încheie ăsta. Da, domnul la marți, da, da. Păi, da. Deci, oricum, am aprobat anul trecut, m-a interesat după. Da. Mai sunt discuții? Da. Supunem la vot. Cine este pe aia? Proiect de hotărâre privind organizarea înființării organigramei și numărul de personal al serviciului voluntar pe situații de urgență de tip B1 prin reorganizare în serviciul voluntar de tip B1 al Comunei Vârstănești, județul Bacău. Primarul Comunei Vârstănești propune se promovă înființarea serviciului voluntar pe situații de urgență de tip B1 în subordinea Consiliului Local al Comunei Vârstănești, județul Bacău, în comună cu 1584 de gospodării, distanța de la cea mai apropiată structură de intervenție este de 15 km, iar tipurile de risc la care este expusă comuna Vârstănești sunt inundații cu tremuri aruncate de teren. Articolul 2. Serviciul voluntar pe situații de urgență încadrează un număr de 16 persoane, din care 16 voluntari după următoarea structură organizatorică. Comanda, șef serviciu, angajat al primăriei Vârstănești, poate fi de delegare specifice de șef serviciu voluntar, compartiment pentru prevenire, șef compartiment pentru prevenire și 5 specialiști, o formație de intervenție condusă de șef formație intervenție, care are în componență două echipe specializate, astfel, o echipă specializată pentru stângerea incendii, un șef echipă specializată și 4 servanți pompieri, o echipă specializată pentru înștiințarea alarmare de blocare, salvare, evacuare și un șef de echipă specializată din 4 servanți și pompieri. Articolul 3. Se aprobă organizarea organigrama și numărul de personal al serviciului voluntar pe situații de urgență, prevăzut în anexa numărul 1, prezenta hotărârii. Articolul 4. Se aprobă structura nominală a serviciului voluntar pentru situații de urgență, conform anexei numărul 2, la prezenta hotărârii. Articolul 5. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al serviciului voluntar pentru situații de urgență, prevăzut la anexa numărul 3, la prezenta hotărârii. Articolul 6. Încadrarea nominală a membrilor serviciului voluntar pe situații de urgență al Comunei Vârstănești, precum și stabilirea normei proprii de dotare a serviciului voluntar pentru situații de urgență, se vor stabili prin dispoziția primarului Comunei Vârstănești sub Bacău în termen de 10 zile de la data aprobării prezentei hotărâri. Articolul 7. Secretarul Comunei Vârstănești, județul Bacău, va comunica prezenta hotărârii către instituția prefectului județului Bacău, primarul Comunei Vârstănești, Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Bacău, Maior Constantin Ene și Serviciul Voluntar al Comunei Vârstănești. Dacă sunt discuții,
Da, nu aș vrea doar o precizare. Dacă așa cum s-a stabilit în strategia asta sau în planul ăsta de, sau de reorganizare SDSU-ul ăsta, ca tot să își însușească sarcinile stabilite în acest plan sau în această strategie și să știi dacă știu ce au de făcut. Asta ar fi ideea. Adică modul de intervenție, ca să fiu exact pe proiect. Dacă știu să intervină conform procedurilor stabilite prin lege, prin cele care au stabilit, Omaiul 75, ordinul Ministerului 75 din 2019. Ordinul Ministerului am stat și interviul ăsta, am prescurtat, îmi cer scuze, da. Păi avem cam mai mult personal din tot aia primărie și... Să știe ce au de făcut. Aici este problema. Ce au de făcut. În modul de alarmare, să respecte timpii, să... din timpii de intervenție și așa mai departe. Asta ar fi singura precizare care vreau să o fac la acest proiect. Sper ca personalul care este desemnat, că am văzut că este, sunt desemnat deja, sunt desemnat echipele și personalul, sper că știu ce au de făcut. Nu am văzut o fără de el, nu? Poftim? Nu am văzut o fără de el, de când sunt. Da. Dacă chiar acum nu tot învățat ce are. Da, că prin rotație vă s-a curgul să faci asta. Stimate colegi, problema e felul următor, că am avut evenimente, incendii și alte evenimente și cam să gâlbui mulți, da? Aici e problema. Eu nu am spus că știi sau nu știi. Ar trebui să știi dacă e pus acolo. Să facă... Să nu credeți că ei vor înlocui pompierii. Nu, doar trebuie. Primii măscuri, până ideea este că trebuie un plan de instruire și așa mai departe. Dacă să facă astea, să facă oameni. Cât ar fi planul situației de când la stare, când ești la fața locului, nu știu dacă cât mai... Toți pompierii după tot ce au. Dar în serviciilor efectiv. Și nu se potrivește niciodată ce e plan, ce e interes. S-a vorbit un pic, s-a până făcut. Corect, și asta nu pot. Ceea ce ai prognozat se poate schimba pe parcurs, dar trebuie să știi să intervii. Dacă nu mai sunt discuții, punem la vot pe toată lumea. Cine este? Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a programului anual de achiziții publice și intervenția și investiția al Comunei Vârstănești sub acord anul 2020. Primarul Comunei Vârstănești propune. Se aprobă strategia anuală de achiziții publice și programul anual de achiziții publice și investiția al Comunei Vârstănești sub acord pentru anul 2020, conform anexul care face parte în prezentă hotărâre. Articolul 3, prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1.01.2020 până la 31.12.2020. Adică s-a un pic, trebuia bugetul, da? Mă rog. Se împuternicește primarul Comunei Vârstănești să numească comisie de evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziție publică în parte. Articolul 5. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei și va fi comunicată primarului compartimentul achiziții publice și investiții, precum și instituție prefectului și va fi publicată în așare conform dispozițiilor legale. Dacă sunt discuții, nu sunt cuvântul la vot pe toată. Cine este la vot? Proiectul hotărârii privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vârstănești pentru anul 2019. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Consiliului Local al Comunei Vârstănești pentru anul 2019, după cum urmează. La partea de venituri. Dacă ați văzut, am primit o sumă. Prevederile prezente hotărârii va fi adusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin compartimentul financiar contabilitate, în cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarul Consiliul Local, administrația de ține finanțelor publice Bacău, prezidentul Ionești, prefectul de Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin grijă secretarul Comunei conform dispozițiilor legale. Dacă ați văzut că am mai primit o sumă de 37.000 de lei... Nu am văzut, doamnă primar, nu mi s-a înaintat cu materialul. Nu, de asta vreau să iau cuvântul, nici nu știu despre ce sumă este vorba, unde pleacă, habar nu am.
Nu ni s-a comunicat în material suma care... La școală. Cont la școală. Idem bani. Da, foarte bine, dar zic, nu ni s-a comunicat. Da, asta vreau să întreb. Asta vreau să întreb. Ce sumă a venit? Unde se duce? Noi ce v-am transmis a fost și am luat la capitolul altul la noi. Deci dacă ne vedeți până ce se numește? 37 de mici. Deci dacă pentru unitate școală. Da, la școală. Primitem un mic, primitem un alt. Restul îi mutăm dintr-un cont în altul. E o sumă mai mare în afară de asta? Ați spus 37 de mici, nu? Da, da. Și cât s-au avut pe școlile? Sau școli? Toți de acolo. Și-au venit din timp. Da. Noi suntem, noi avem un alt dar așa. Mai dăm de s-a specificat în materialul pe care l-ați trimis. Nu s-a specificat și nu știam cât a intrat, nu se duc. Aveam și unii azi a venit așa. Deci noi aveam cel și vom lua la noi înșii capitole ca să putem. Am dus, am rezolvit, am dus la multă persoană, două cauciucuri, chestii de genul ăsta, le-am vomblat în interior. Și azi a apărut și jătia cu 37 de mii care îi duce pe școală. Plus, din la noi cât dă? Tot la 70 de mii. 70 de mii. Ideal ar fi... Avea de plătit lemne, da. Și mai aveau carnuri. Da, ideal ar fi ca toate sumele care sunt alocate să fie cheltuite. Așa ar fi ideal. Da. Să nu mai avem excedente. Da. Și noi să nu putem acoperi cheltuieli sau nu putem să promovăm diferite programe locale ce s-au oferit. E diferite direcții de acțiune, așa. Să ne ducem cu excedent și noi să nu putem acoperi să ne facem anumite activități la nivel de comun. Asta ar fi ideea. Acum mai sunt discuții? Să punem la vot pe rog. Cine este pe rog? Comunii Brăsănești propune, se aprobă strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare conform anexei unor unul care face în parte integrantă prezenta hotărârii. Articolul 2. Prezenta hotărârii va fi adusă la conștiință publică conform legislației în vigoare și se va comunica instituție prefectului asociat de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Articolul 2. Prezenta hotărârii va fi atacată în condițiile legii. De situația actuală la nivel național, care se aplică, în cazul județului Bacău, în zona de deșeuri. E chestia totul cu regionalul, că trebuie să atingem. Da, domnule, eu am văzut altceva în proiect, am fi, da, eu am văzut că da, trebuie să extinzi anumite, știu eu, activități la, de germeam și notate. Extinderea sistemelor de colectare a deșeurilor, implementare de tehnologii pentru stații reciclare și mai departe. Da. Asta e la nivel județ Bacău, nu știu dacă la nivel național. La nivel național, da, da. Păi bine, dacă știți bine, dar eu știam că la nivel județean aici se discuta despre Adis Bacău. Păi, la noi județ e Adisul, dar sunt, de exemplu, județe care nu are pe tot județul, are pe localități separate. Dar spuneați când... Ideea era în felul următor. În 2010, când s-a promovat acest proiect prin programul vostru ăsta, management pentru sistemul integrat a deșeurilor, atunci s-au stabilit clar toate directivele de urmat. Noi le dezbatem de regulă, an de an și, mă rog, când vin să le dezbatem, dar, practic, ele stabilite din 2010. Bine, dar la noi s-a dat omul, v-am spus. Ținta cu care o au ăștia de... Ceea ce v-am spus, din punctul meu de vedere, ca lăsăm o parte, că acum reprezint, adică sunt, fac parte în Consiliul Local, ca și pe un cetățean oricare, tot vă dă rău că să crezi la sume, tot trebuie să taxe, cotizate, în continuu, continuu la această AGA, deci asociația la, sau mă rog, la dizbacul ăsta care prestează activitățile noastre. Asta vă, tot timpul să taxe, sume și taxe, în continuu. Deși am văzut, da, avem un tabel centralizator pe an, care e taxa, avem totul, nu știu, tot timpul să solicite. Chiar așa de mult se extind taxele astea de, știu eu, de depozitare, reciclare, ce colectare, ce vorrei să fac acolo. Nu se extind, dar orice apare nou la ei, e o rotărâne.
Din fapt, hotărât din Consiliul Local. Nu, normal. Eu cred. Ce ai înțeles? Acest serviciu. Nu, eu nu impun din mamă nimic, doar nu înțeles. Dar ce care au văzut din poate că nu au înțeles. Deci, ei pur și simplu, ei, că nu știu ce, că doar suntem noi, la urma urmei, care avem câțiva reprezentanți, deci nu ne ducem noi personal să ne ocupăm de chestia asta. Noi sunt poliția peste 5, avem 6, sau nu 7, 5, 3, nu știu câți sunt acolo, care ei fac treburile noastre, comunelor, care sunt scris în adis. Deci nu e cineva separat sau... Nu, dar nu, dar știu ce înseamnă eu asta. Dar s-a aderat la un sistem integrat, aderat la sistem integrat, sunt presupă, nu se presupă, asta e instabilită. Toți sunt mai mulți acționari ăsta, la unități administrative teritoriale. Da. Au această AGA, Asociația Generală a Acționarilor, da. Cheamă atestat, da, înțeleg, trebuie făcut în sistem integrat. Nu poate să fie mai pentru mine din Bârsănești, vin eu de nu știu ce firmă, de unde, de la București, să îți dau ții fonduri europene mai pentru Bârsănești. Nu, trebuie făcut în sistem integrat, e clar, mai mulți beneficiari. Dar problema este că se duc prea mulți bani, mereu, mereu se duc bani acolo. Cotizații și tot felul de taxe și tot felul de... Bine, taxele se pute pe stat, până la urma urmii, că noi le livrăm către ei și îi face general. Bine, am mai înțeleg. Să treacă. Singura care e cotizația, că de nu știu eu câte e. 1000 de lei. 1000 de lei care e. Din care își asigură. Da, salariile lor. De exemplu, uitați, următorul proiect care vine astăzi, acum trebuie să le dăm 15.000 de lei, parcă sau 1500 de lei. 15.000 parcă, trebuie să le dăm acum tot așa. Da, acum au venit, dar tot așa 15.000. Au venit facturile, le arăt pe 69.000. De asta nu înțeleg situația asta. Odată ce plătim, avem agenția contractului, populația plătește. Bine, curând avem restanțierii, să zicem. Vor plăti și ei, poate, în definitiv. Dar tot vin în continuu la taxe și la taxe, cu unde mai putem acoperi. Asta nu înțeleg ce se întâmplă. Nu e vorba că se duce pe la când se ridică bunurile, până la ce e gata. Deci ducem la după mașină, sunt după mașina asta. Când trebuie personal, când ne ducem noi, când iau pe zondaj, mă duc și pe zondaj, stau după mașină, stau la distanță, stau să vedem. Nu are. Asta e situația. Cum mai dispărut sau cum mai vor să fac? Problema este de educație. Oamenii nu înțeleg că se plătește. Nu, duce încolo, duce dincolo, în spatele bisericii. Totul este, eu nu mai zic că nu sunt. Nu pot să zic că nu sunt bani. Asta e o chestiune organizatorică. Nu, zice, aici e o chestiune organizatorică. Noi, astăzi, practic, noi dezbatem niște strategii de urmat pe viitor. Da. Prin care trebuie să alocăm banii în continuu. A venit de la Uniunea Europeană, cine știe, prin fondurile astea, fonduri, așa cum au venit și ce s-a făcut. Probabil, nu știu, nu mai pot acoperi strumele, nu mai pot justificare, nu vreau seama ce se întâmplă la nivelul ăla. Deci ei, când au venit pentru ce s-a făcut până acum. Și apare noutăți de la Uniunii, deci trebuie să răspundă. Și atunci, de ce ceri taxe de la mine? Aici, dar taxe la ce vă referiți? Taxele astea, care le dăm în continuu. Nu știu. Deci, că ți-a zis, plătim 1000 sau câte era, era 500 înainte și apoi 1000. Dar cunoști situația cu orașul Dărbănești, că au pierdut și ăștia instanță. Am văzut din plus situația. Este o problemă foarte acută la nivel de salubritatea asta. Am văzut lucrurile astea, dar m-am zis, totuși, nu știu. Nu e în regulă, toată ziua numai taxe și taxe. Să discuți. Noi am aprobat rampele de cuvinte. Da. Așa. Deci sunt perfoane. Bă, să duc cu mașina, cu căruța, cu ce duc, bă, și-o pune pe pubiera la aia. Trebuie să faci rampele de cuvinte. Deci, rampele de cuvinte. Stai un pic, dar nu înțeleg o chestie. Dar nu, e pe curamba. Nu e încă și-o pune și-acolo, pare. Pune, dar bă, pune așa. Fără că l-am văzut. A venit din prima, a făcut o carte de... Așa. Așa, să pune. Nu e terminit, că asta e. Deci, pe izlat la noi, pe gumoiul până în ușa bisericii acolo. Am văzut. Și la cimitir, ați văzut ce e acolo. Bă, din la cimitir. Da, dar dacă te duci acolo pe stradă să întrebi unul, băi, cine a dus acolo, nu vrea niciunul să spun. Nu spun, eu mai fost cetățean, nu spun.
era Bă, dar spune ce? Să fii solidaritate în timpurile astea, să fii serios. Să nu vrea să fie bine sau vreau, nu vrei să stai. Și îl pun în poartă, că are probleme, dacă nu îl pun. Și nu trebuie iertat. Am el, cum i-a avertizat, la 400 sau cât. Da. Aia e exact. Nu e dat, nu avertiz nici nimic. E stat. Îi e merit cu ungurul cealaltă, e bun. Deci o dau pe biet, că n-am cum. Bă, să duci cu o grijă, cu foala, dimineața, l-am văzut așa. Să duci, bă, la măcar de-ai foc, mă, frate. N-are voie. Nimic mi-a spus. N-are. Tu s-a trecut cu oameni, l-au lăsat chiar din gardul bisericii. În raza mare, să-și da, voi are, spune, lege, dar pe terenul lui și la o anumită distanță de locuinții, ca să nu-i bă, care și pe terenul, nu mai întrebați. Problema e că vă pune cenușe de acum, vă rog, de container. De acum ce aduce? Bă, cenușa o dau în grădină, ci că-i bună pentru rasa, știi? Bă, care la orice, da. Nu când îmi dași pe mine, aici când nu mai tai copiii de aici. Da, da, da. Nu știu. Dacă nu mai se discute, nu știu. Domnul Ceres, da, Ceres. Nu mai vedem. Mai auzit că am spus acum că mai este unul. Care trebuie să dăm 15.000 de lei, nu 15.000. Sau 69.000. Nu, dar de ce am văzut 15.000? S-a completat în trecere. Mai vedem da cu repetitie. Astăzi. Ne-a zicea. Tot bine. Proiect de hotărâre prin acordare de subvenții de bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1 se aprobă acordarea unei subvenții din bugetul local al Comunei Bârsănești în cuantum de 69.000 de lei pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Articolul 2. Prezenta hotărârii se va comunica compartimentul financiar contabilitate venitul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești, prefectul de spațiu spațiu și va fi adus la muncă să cumplească în condițiile legii. din Consiliul Județean,
să vadă exact câte se mai poate împărți pe comun. Dacă nu se pot împărți, tot prin lege și prin asta, noi, Consiliul Local, suntem obligați să dăm bani, să cumpărăm pe meroane și să dăm la oameni. Dar noi acum așteptăm să vedem, poate până în februarie, martie, se ucidează chestia cu câte tomberoane au rămas și câte am putea da la fiecare comun. Nu, vreau să zic așa, din punctul meu de vedere, nu trebuie invoca faptul că au venit cei și-au luat câte două tomberoane. Câtă vreme, în fiecare gospodărie, am plătitor de taxă specială de salubrizare, fiecare gospodărie să aibă tomberon, da? Așa. Păi are tomberon, fiecare. Și dacă au luat două, trei, care așa luat, zicem așa, uitați, de exemplu, am venit familie și eu și tata avem proprietăți separate, da? Da. Deci unii sunt proprietăți separate, dar de exemplu, cum îți eu cu ta, am proprietate. Suntem pe aceeași proprietate. Și avem două proprietăți. Eu nu am două, nu am un. Dar îți dau un exemplu. Deci sunt două proprietăți. Acolo unde sunt două proprietăți, da, bine. Mai sunt persoane care și-au fugit la munții. Nu știu, bază, ce-i căreță, găunță. Nu asta este problema asta, este o chestie de administrativă. Nu știu, 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 da, nu ne mai departe, sunt persoane care au venit la mine, au făcut a doua cerere pentru tomberon. Și când s-a verificat în baza de date, el figura cu tomberon. Și el spune că nu are puțin mea, dacă îi figurez așa. Da, deci, Romprescu au o bază de date foarte complexă. Ori după numi, ori după CNP, ori după număr de gospodării, îi găsește automat cu al doilea lucru. Și mai ales că trebuie să iei bani. Deci, evidență extraordinară. Dacă nu mai sunt discuții, supune la urmă. Cine este pe? La divers. Sărbători trecetul toată cetățenilor comunei noastre, să fim mai uniți la anul, chiar dacă vin alegeri la anul, hai să lăsăm, să continuăm cu Consiliul Local, mai puțin cu Facebook, cu Facebook nu face nimic, tot Consiliul Local face, ce e nimic. Da. Mulțumesc. Mă folosesc și o adevărare, că noi mă folosesc, nu mai repet, dacă tot o repetăm. Așa, mă folosesc și o adevărare a colegilor mei, na, ce să zic. Sperăm să fie un an mai bun, să ne putem înțelege, să facem ceva și să realizăm mai mult. De asta vreau să pun în discuție. Am observat și m-a bucurat tare mult pe domnul primar, dar sper să și realizeze. În planul, în strategia anuală de achiziții publice. Rezervorul, nu? Da, asta e și mai bună. Am văzut acolo, lasă pe la punctul 20, ceva pe acolo, pentru alța loc, pe buget, pentru pregătirea profesională, nu, o pregătire a asta. Poate intră și consilierii locali. Noi sau cei viitori care o să vină, să se pregătească și ei puțin în administrația publică locală. Nu este necesar. Da. Ca să știm ce votăm, cum votăm, să putem interpreta un proiect cum trebuie. Au apărut și de multe ori apar contradicții și vorbim pe lângă câteodată. Și ar fi foarte bine o pregătire de asta. Obligă până la urmă și legea și statutul și toate. Obligă chestia asta. Când le putem realiza, dar am văzut că ați introdus sumele. De asta aș vrea să... Deci am văzut că ați introdus sume la punctul respectiv. Poate beneficiau și cei care vreți beneficiază. Doamne, asta se vede. Eu, ce să zic, la mulți ani cetățenilor primii mersi și să dea bunul Dumnezeu anul care vine cu multe împlini și realizări. Domnul? Am solicitat în ședința trecută câteva mașini de sort. Un răspuns? Firma care avem noi contact cu ei a fost plecat în altă parte și nu a fost pe raza de schimbator. Bine, ei n-au știut dinainte. Și automat, când ne-am solicitat noi, ei deja erau plecat. Acum au zis cum o să se întoarcă la bază, o să facem, dacă nu îngheați. Dacă îmi permiteți și noi, tot la fel, de la Albele, la fel și luna trecută s-a ridicat problema, dar oare utilajele care le avem la primărie, preacolo? Am un om acum ne-a nimic. Buldu! Oare nu s-ar putea lua din alt viață lui? Da,
să se ducă să se plombeze câteva ore acolo, mergem, parcă mergem în zigzag. O rezolvăm și pe asta, da? Păi da, uite, din Șoara noi Sărbători, vezi tot felul, din Rude, din Brașov, din Sibiu, din Oradea, de la... Nu se poate face, e o lumână de zâri, poate și mai bine. La ora clară nu avem cine... Aveți mașină la dispoziție, urcați-vă în ea, vedeți unde sunt probleme și rezolvăm probleme. Dar nu avem nici asta, și pe noi ne doare inima. Vin Sărbătorile și la noi. Până nu se elucidează, să vedem... Noi altele suntem a șaptea schiță toată rusă. Nea Ionica, mai trebuie chiar. Bune, cam 5 prin Pintești, cam aceea se duce șoară. Hai, să vedeți să fiți din toată ea, și atunci vă putem așa să face. S-au văzut că nu vă plătești, fiți din toată, n-am ce faci. Nu, alte probleme. Ce s-a mai rezolvat cu... Chiar la treaba de o adresă ceva. Am trebuit să-mi curești, știți? Asta e cu mintea, luați din alte apărului, cu doi oameni, să se plăbeze. Ducem bolovan de aia pe apărului, mă duci în mașină. E pe strada principală, deci s-au format niște plate de acolo, așa? Ați văzut, nu? Da. Ori trebuie să te duci, să te duci în rătă cu mașină, ori dacă nu trebuie să iei pe arături. Prin șansă. Dar am avut și timpul, mai permite, că toată luna o să fie... Da. Domnul Cezar. Da. Păi, să ne aveți în vedere cu niște sport acolo la altele, să remediem pe la drumuri și să mai poate până în gheață. Așa și în rest. Sănătate, fericire, bucurie și la mulți ani. Pentru toți locuitorii comunii. Mulțumesc. 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 Sărbători fericite pentru toți. Domnule, da? Da, cele șurări pentru toți comunii. A apărut aseară problemă la Caracleu cu transportul ăsta, că ne-am săturat în spectrul. Nu mai face cursa, cu 11:30. Voi pasează pe la mașină la alta. Aseară era să întâmple o catastrofă în Caracleu, vreau puțin știu. I-a trimis pe mine de la salul Stan, în Eliana, oamenii. Ea i-a dat jos la poartă la ea, pe fetele era o Nicu, ăsta care se învață la frate. Nicu Palma. Nicu Malacu. Malacu, da. Două surori, una gravidă, una șasa. Iar dementul ăla încer iertare. Asta e realitatea de Pelin. De-a fugărit până aproape au sunat, de-a ieșit bărbatul. Se pare că avea și puțin mai rău și asta. El avea ieșit din pușcărie pentru, din reținere, nu din pușcărie, pentru cazul cu minunată, se poate găsi pe ăla. Aseară le-a fugărit pe fetele astea, zicea aia gravidă, nu mai putea merge atunci. Să fie că mașina cea a fost așa. N-am mai zis, nu mai zis, nu mai zis, nu mai zis, nu mai zis, dar putea să nu aducă și ea în țară. Îmi cer scuze dacă am ieșit
Anul ăsta, pentru ce era? Am vrut să vă spovedit cum vedeați. Uitați-vă spre colega, cel de prima oară. Acolo sunt la urmă. Hai, ca să te răspunde. Te vedeți dacă vedea ce. Multă sănătate, un an bun, ne întâlnim de sărbători de... Ne întâlnim de sărbători cu bun. De 31, dacă vreți să fiți la prima oară. Multă sănătate. Frumos să fim. Thank you.